sfârșit de săptămână îngrozitor pentru Adriana Mahmuțeanu. Adriana, putem spune că este vinerea neagră, ai o mare supărare. Chiar este vinerea neagră și îmi este foarte frică, Horațiu. Deci, uite, în urmă cu nici două săptămâni, din banii mei, am plătit și am instalat acest interfon. Pentru că noi nu aveam interfon aici la scara blocului și noaptea intrau tot felul de persoane fără locuință, așa zis și boschetari, cum îi cunoaște toată lumea. Câți bani ai scos din buzunar pentru interfon? 2100 de lei până acum. Plus șildul de la ușă, cât a mai costat și ăla, gândește-te, da? Undeva la 2500 de lei. Undeva la 2500 de lei cu totul. Vecinii mi-au promis că îmi dau banii, o parte din ei cel puțin. Și uite, acum cineva ne-a smuls ușa din țâțâni. Poate să-și facă și nevoile aici. S-a întâmplat și asta, să-și facă și nevoile pe aici. S-a întâmplat să vomite. Se vede că a fost un atac foarte, foarte violent. Se vede că a fost un atac foarte violent pentru că, uite, balamalele sunt distruse. Îți dai seama, asta înseamnă alți bani, altă distracție. Plus că e periculos în momentul ăsta să intrăm în bloc. Din câte am înțeles, la etajul 2 sau 3, cineva face video ce, dar nu știm cum și în ce condiții. Sunt niște băieți tineri, am văzut. Sunt destul de dubioși. Aruncă gunoaie în scara blocului. La adresa indicată nu răspunde nimeni, dar se confirmă ce spune Adriana. Chiștoace aruncate în dreptul ușii, însă mai multe detalii explozive aflați imediat de la Adriana Bahmuțeanu. Da, cam așa. Hai, n-am apucat să vorbim, nu mai avem timp. N-am mai apucat să vorbim și de paguba cu ușa. Au spart niște nenorociți ușa de la intrarea în bloc și dacă îi prind o să-i bag la pușcărie și pe ăia o să pun, mâine vine să pună camere, da? Și dacă îi prind pe acei nenorociți, indiferent cum îi cheamă pe ei, ea nu dă pe acum că îi mănâncă pușcăria, da? Să aud cătușele. Cine mai devalizează ușa de la bloc? În păcate sunt foarte mulți ieșiți pe decretul ăla cu aglomerarea în pușcării. Am văzut azi o filmare absolut oribilă la lift cu femeia aceea. Nu e vorba de asta. Dorm boschetari. Ne trezim în fiecare dimineață cu câte un boschetar de la care doarme pe scara blocului. Nu se poate așa ceva. Da. Chiar nu se poate. Bine, păi ne mai ții la curent. Păi ne mai auzim, da. Cum e la peste prieteni. Hai mă, deci nu. Deci credeți-mă, orice problemă are și o soluție. Să te duci cu copiii la IML, cu alienări parentale la 8 și 11 ani, repet, vârstele lor, că poate nu realizează toată. Lăsă-mă că am fost și la mall. În weekend ne-am distrat pe la mall, a fost superb. Deci este ok. IML. Ce ați făcut în weekend? Ne-am dus la IML și apoi la IML. Asta e situația, da? Mamă, mamă.